Pe aceeași frecvență cu tine. Love the variety. Suntem Europa FM. Mulțumim pentru că ne ascultați. Suntem și pe Facebook acum live la rațiunea zilei, pentru că a sosit Cătălina Striblea. Salut! Salutare, am auzit că ați dat cea mai tare muzică cu putință aici la Europa FM. Am văzut mașinile sărind, eram un pic afară, am văzut mașinile aici pe drum, sărind în sus, încolo, încoace. Da, da, efectul paraziții. Da, 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 se zbăteau parbrizele, așa mi se părea. Da, păi e ziua lui Chelu și am zis să punctăm momentul și să ascultăm o piesă tare drăguță, să spun așa, de care s-au bucurat foarte mulți ascultători. M-au uitat, s-a dat piesa mesaje. Arde pentru că scoate mult fum. Da, păi oricum trăim în fum, dacă nu trăim în fum, trăim în fumuri. Dacă nici Chelu nu trăiește în fum, atunci nu mai trăiește. Da, da, da. Altceva? Ai venit cu primăvara, văd. Băi, ce zi extraordinară, da. A venit și președintele Biden în Europa și trebuie să vă explic ce-i cu vizita asta a președintelui Biden, că se întâlnește cam cu toți liderii importanței ai lumii în următoarele ore. Venise un președinte american în România și ieșise soarele sau curcubeul, că nu mai țin minte. Curcubeul. Așa, da. Curcubeul, da. Uite, da, că a venit Bush. Biden și a venit primăvara. Ca da. Să vezi, domne. Da, detaliile despre da. Următoarele întâlniri ni le aduce chiar acum Cătălin. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Președintele Biden se află aici pentru o serie de întâlniri menite să marcheze faptul că America și NATO în special vor acorda tot ajutorul necesar în flancul de est al Europei în caz de, Doamne ferește, Rusia are idei mai grele decât intrarea în Ucraina. Sunt trei întâlniri ale domnului Biden, toate trei cu același subiect, dar trei întâlniri foarte mari. Deci se întâlnește cu șefii statelor NATO, care sunt cei care răspund militar de această alianță, sau mă rog, cei care creează alianța militară, și deja avem acolo lansat un semnal foarte puternic, 40.000 de militari sub steag NATO, cum ar veni, vor fi plasați în flancul de est al Europei, au anunțat liderii NATO. Asta înseamnă că militarii aceștia vor veni în Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România. Este cea mai importantă deplasare de forțe, probabil de la, știu eu, de după al doilea război mondial, nu știu dacă au mai fost atâtea trupe în aceste zone. Președintele Biden spune înainte acestei întâlniri că NATO va sprijini fiecare stat de pe graniță în cazul în care un singur centimetru este atacat de trupele rusești. Asta este prima chestiune. După care președintele NATO, președintele Statelor Unite, se va întâlni cu liderii grupului G8, care este cel mai mare grup sau statele cele mai mari care sunt în lume dezvoltate ca economie, și vor avea același subiect de discuție. Se întâmplă toată chestia asta la Bruxelles, după care se întâlnește cu șefii statelor Uniunii Europene într-o a treia întâlnire. Sigur că unii dintre aceștia oameni va vedea de trei ori în situația asta, dar sunt țări care nu sunt parte în toată alianța, și atunci va avea loc și acest semnal către Uniunea Europeană. Ăsta va fi foarte interesant din perspectiva gazului. Deci președintele american va veni cu promisiuni că Statele Unite vor compensa, să spunem, lipsa gazelor și probabil a petrolului din Statele Unite, că vor veni, că vor livra GPL, se cheamă, nu? Da, da, da. Gaz petrolier lichefiat, dar că Europa trebuie să-și facă niște rezerve. Ceea ce va cere în schimb președintele Biden este ca Europa să-și schimbe sursele de aprovizionare cu gaz. Adică să nu mai ia din Rusia. Ăsta e mesajul probabil. Sigur că la chestiunea asta țări precum Germania, Italia, Ungaria vor protesta.
Că nu știu cât de simplu e de adus gazul la Statele Unite. Trebuie în primul rând să ai rezervoare în care să-l pui, foarte mari, și îți dai seama că vorbim de niște cantități uriașe care să aprovizioneze Europa de-a lungul iernii viitoare, că acum e... Din fericire, da, se încălzește acum vremea se încălzește și, mă rog, și tot gazul, da, tot gazul pe care îl avem îl trimitem în industrial, dar iarna viitoare nu știm. Și iarna viitoare ne va prinde, dacă nu într-un conflict cu trupele pe teren, tot într-un conflict rece cu siguranță. Și domnul Biden spune așa: noi vă dăm tot ajutorul, vă dăm de la noi gaz, faceți-vă containere din astea uriașe. Germania lucrează la două dintre ele, da. Germania folosește 50% din gazul său din Rusia, pentru că întreaga sa industrie este impulsionată de gaz ieftin rusesc. Ăsta a fost modelul economic. E foarte greu acum să schimbe chestiunea asta. Astea sunt lucrurile propuse. Unul s-a și întâmplat. 40.000 de soldați vin către granița noastră din interior, să nu înțeleagă cine a deschis aparat mai târziu. Da, deci, da, da. Sunt de ai noștri, adică vin să apere granița noastră a Ungariei, a Slovaciei și a Poloniei, da? Și celelalte lucruri sunt în discuție. Asta este vizita președintelui Biden în aceste ore în Europa. Da, se întreabă cineva dacă nu cumva despre președintele Clinton ar fi vorba atunci când a ieșit curcubeul, dar parcă nu, era totuși Bush, domnul Bush. Da, cu siguranță. Și a fost și traducerea aceea greșită cu să mergem... a spus cineva pe scenă și vom fi shoulder to shoulder. Așa. Și s-a tradus că vom merge shoulder la shoulder. Păi cam așa am mers. Da, cam așa. Da, nu, președintele Bush a fost, președintele Clinton venise mai devreme, la jumătatea anilor 90, când am ratat prima intrare în da, NATO. Corect. Da. Și atunci n-a ieșit nici curcubeul. Și când ieșea domnul Iliescu, ieșea soarele, nu? Când apărea domnul Iliescu, când Iliescu soarele. Apare, soarele răsare pentru ascultătorii mai tineri. Asta a fost un slogan de campanie în 1990, nu? Nu mai țin minte. 90, chiar nu mai știam că a fost slogan de campanie. Dar mi-a rămas în cap de când cu versurile astea pe care le facem în fiecare zi. Da. Știi, pentru motorină și benzina. Da, mulțumesc, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm mâine alături de noi. Cu ce naștereți mâine la ora 13? Da. Și... Exact, asta va fi discuția. După cum vedeți, în spațiul public românesc, e o discuție foarte apăsată acum. Dom'le, și NATO și americanii sunt la fel. Ce, ei n-au făcut războaie? Uh-huh. Zice multă lume. Păi, n-au dat și ei cu bombardeaua în Serbia, în Irak, în... Și lumea pune pe picior de egalitate chestiunile astea și spune, dacă americanii au bombardat, atunci Putin e mai puțin vinovat. Hai să vedem dacă e așa. O să vină Cristian Diaconescu aici. Exact asta e întrebarea. Dom'le, sunt la fel americanii ca rușii? Programul lor de expansiune poate fi comparat cu ceea ce face Rusia astăzi? Hai să vedem dacă o să vă urmărim mâine de la 13 și un sfert la România în direct. Hiturile 80 îndrăgite până azi. Here we go. La Europa FM.